În ciuda crizei create de măsurile restrictive impuse de autorități pentru a preveni răspândirea noului coronavirus, există și firme care nu doar că își mențin activitatea, dar o și dezvoltă. Acestea au nevoie de forță de muncă. Potrivit autorităților, ele oferă celor aflați în căutarea unui job peste 200 de locuri de muncă, cele mai multe pentru muncitori calificați. În această dată, locurile de muncă vacante comunicate de agenții economici din județ către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt sunt un număr de 237, din care pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile 19 locuri de muncă vacante, 72 sunt pentru persoanele cu studii liceale și post-liceale, iar 146 pentru muncitori. Oferta de joburi pusă la dispoziție de firme în această perioadă provine în cea mai mare parte din zona Slatina. Firmele care caută angajați activează în domenii diverse. Din cele 237 de locuri de muncă vacante, 146 sunt disponibile în industria prelucrătoare, 40 în comerț, 31 în construcții și 20 în servicii. Persoanele aflate în căutarea unui job nu sunt dispuse să accepte orice fel de loc de muncă, ci preferă unele cu salarii cât mai mari, program flexibil și fără prea multă bătaie de cap, în timp ce patronii caută angajați cât mai bine calificați și fără prea multe pretenții. Cele mai căutate meserii sunt cele de economist în economie generală, contabil, arhivist, reprezentant comercial, agent vânzări, lucrător gestionar, funcționar administrativ, lucrător comercial, agent de securitate, sudor, lăcătuș mecanic, brutar, patiser, confecționer, asamblor articole din textile, ampalator manual și muncitor necalificați. La nivelul județului Olt sunt oficial în căutarea unui loc de muncă peste 9300 de persoane, majoritatea din mediul rural cu cel mult studii gimnaziale.